Bună ziua! Numele meu este Trandafir Ana Maria, medic gastroenterolog în cadrul clinicilor Proctoline, Constanța și Tulcea. În cadrul serviciului nostru oferim investigații precum ecografie abdominală, endoscopie digestivă superioară și inferioară, atât diagnostică cât și terapeutică. De ce ar fi bine să vedeți un medic gastroenterolog? Dacă aveți afecțiuni de tub digestiv, precum dureri abdominale, modificări de tranzit, scădere ponderală, ar fi bine să fiți îndrumați către un medic specialist gastroenterolog. Colonoscopia este importantă pentru prevenția cancerului colorectal. Acesta este un tip de cancer care poate fi prevenit prin efectuarea de colonoscopii odată la 5 ani, începând cu vârsta de 50 de ani și până la 74 de ani, conform ultimelor recomandări europene. În cazul în care decelăm leziuni premaligne, precum polipi colonici, recomandarea este ca aceștia să fie tăiați pentru a preveni o posibilă transformare a lor în cancer în decurs de câțiva ani. Boala de reflux gastroesofagian este o patologie tot mai frecventă în ultimul timp. Endoscopia digestivă superioară este utilă în diagnosticarea leziunilor provocate de către refluxul gastroesofagian și în recomandarea unui tratament de specialitate pentru boala de reflux.